Suntem aici în expoziția de stampe japoneze de la Muzeul Literaturii Române. Este, după știința mea, după părerea mea, cel mai important eveniment, să zicem, de artă japoneză, cea mai importantă expoziție de artă japoneză, pentru că aici avem prezente toate cele 5 mari teme ale stampei japoneze. În această sală, deja, avem partea istorică și în spate avem o foarte frumoasă lucrare, un triptic cu familia șogunului Tokugawa și guvernul său, care a condus familia sa și urmașii lui au condus Japonia până în intervalul 1603-1868. Avem de asemenea stânga-dreapta femeile frumoase, curtezanele epocii Edo, iar în spate, cum vedeți, avem zona de peisaj. Toate lucrările sunt originale, cu excepția celor două lucrări de la peisaj Hokusai, e vorba de Marele Val și Red Fuji, care, datorită rarității lor, datorită prețului la care au ajuns ultima licitație, Marele Val s-a vândut cu 1,6 milioane de dolari la New York, nu le poți găsi, din câte știu, România nu le are. Așadar, tot ce vedem aici este o așezare, să spunem așa, pe teme. Observați că avem și ceva vitrine. Într-una dintre ele, cea mai mare, avem poeții, o serie de poeți japonezi din perioada Edo. Avem curtezanele cu cărțile educative. Iar aici, e pentru prima dată în România, vedeți o serie de cărți Hokusai, manga și Tokaido Road. Este, hai să spunem așa, o panotare la care am muncit foarte mult pentru că spațiul nu e atât de generos. Sigur, am reușit să aducem cei mai importanți artiști. În total, în expoziție sunt 39. Iar aici avem, la zona de istorie, Kuniyoshi, care prezintă câțiva dintre eroii Japoniei. Avem școala Torii. Avem de asemenea la curtezane numele cele mai importante ale artiștilor din acest domeniu, cum ar fi Eisen, Eizan, avem aici Utamaro și în partea aceasta din stânga avem școala Utagawa. În continuare avem Teatrul Kabuki, încă un spațiu unde sunt aproape 30 și ceva de lucrări. Teatrul Kabuki noi am mai făcut în România, cum știi, la Teatrul Național, la Bruckenthal, și în momentul ăsta avem o expoziție foarte, foarte frumoasă și o recomand la Oradea, la Cetate. Avem, așa cum am spus, pentru prima dată în România, Shunga. Este vorba de arta erotică japoneză. E foarte interesant că aici noi trebuie să vedem partea de artă și nu altceva, pe de-o parte, pentru că ea avea un rol educativ foarte important. Aceste cărți Shunga, cum o să le vedeți acolo, mă rog, unele sunt întinse pe un scroll, pe Hokusai, aceste cărți făceau parte din dota mireselor, ceea ce e foarte important, că noi vorbim de 1600 și 1700. Deci zona, hai să spunem, erotică la japonez este diferită de partea creștină a acelei perioade în care, nu, sexul era un păcat. Acolo lucrurile sunt echilibrate, oamenii sunt egali, femeia cu bărbatul și așa mai departe. Sunt artiștii cei mai importanți prezentați acolo și chiar am găsit lucrări, adevărat, sunt ediții secolul 20, de la 1550, de la școala Koetsu. Aș vrea să aduc și un omagiu marelui nostru colecționar, Gheorghe Băgulescu, colecționar de artă japoneză, pentru că și aici avem o durere. El a donat României, în 1941, trei vagoane de lucrări de artă asiatică, inclusiv japoneză. Din păcate, a plecat ca ambasador în Japonia, acolo a și fost arestat și când a venit în Europa, nu s-a mai putut face tranzacția. Trebuia să se facă și un muzeu de artă orientală, avem și deja imaginea, în Herăstrău nu s-a făcut. Astfel că el undeva pe Riviera Franceză s-a întâlnit cu un primar, primarul localității Menton, și i-a spus: domnule, ce faci, asta este situația, uite, nu pot să donez țării mele
acest... Și a zis, știi ce? Am eu un muzeu la Menton, hai acolo. A donat 3 vagoane acestui muzeu. Deci lucrările noastre pe care le știm cumva parțial dintr-o expoziție pe care Băgulescu a făcut-o în 1937 la Ateneul Român, acum sunt la Menton. Spre norocul nostru, Muzeul de Artă al României în 1976 a cumpărat de la moștenitorii lui Băgulescu, el a murit în 63, ceva lucrări. Așadar, cu ceva am rămas, dar, repet, sunt 3 vagoane. Aici e puțin ca și în cazul Brâncuș, numai că ăsta chiar ni le-a dat. Adică este contractul de donație făcut, dar nu s-a mai dus la îndeplinire. E un mare regret și pentru mine e un mare omagiu pe care vreau să-l aduc acestui mare colecționar, mare om de cultură. A și scris o carte, Suflet japonez, trei volume despre cei 47 de Ronin, iar eu cu conducerea muzeului am decis, am dat exemplarele mele, am decis să o reedităm.